Fie că au cumpărat obiecte pe care ulterior au dorit să le schimbe deoarece nu corespundeau descrierilor de pe etichetă sau că nu au fost tratați adecvat de agenții comerciali, oltenii au ales să soluționeze problemele cu ajutorul comisarilor de la Protecția Consumatorilor și nu puțini sunt cei care au depus reclamații pe parcursul acestui an. Soluționarea petițiilor consumatorilor reprezintă o prioritate pentru instituția noastră. Astfel că, din totalul de 697 petiții înregistrate de la începutul anului până în prezent, 39,7% dintre acestea în domeniul prestărilor de servicii, 53,1% în domeniul produselor nealimentare și 7,2% în domeniul produselor alimentare. Din totalul reclamațiilor înregistrate, peste 90% au fost soluționate. Restul se află încă în lucru pe masa comisarilor. 127 din petițiile soluționate au fost închise cu rezolvare amiabilă. 54 petiții au fost concluzionate ca fiind întemeiate. 52 au fost retrase. 37 de petiții au fost închise ca nesoluționabile. 130 au fost redirecționate către alte instituții. 202 au fost concluzionate ca fiind neîntemeiate, iar 69 de petiții au fost clasate din cauza neatașării documentelor care să aibă legătură cu aspectele reclamate. Reclamațiile trebuie să conțină informații referitoare la produsul sau serviciul reclamat, datele de identificare a operatorului economic și anexarea documentelor probatorii.